Incendiu violent în centrul orașului Galați. Focul a izbucnit la o hală din curtea unui servis auto folosită drept depozit. Nori negri și un miros înțepător de plastic și cauciuc ars s-au întins cu repeziciune, creând panică printre gălățeni. Hala în care se afla un depozit de materiale a fost cuprinsă de flăcări pe o suprafață de 1500 de metri pătrați. 5 autospeciale de la ISU Galați, dar și un echipaj SMURD, au sosit de urgență la locul incendiului. Din fericire, în incinta halei nu se afla nimeni. În schimb, pompierii s-au chinuit minute bune să găsească hidranți funcționali la care să cupleze furtunele autospecialelor. Deci incendiu pe o hală de aproximativ 1500 de metri pătrați, din diverse materiale depozitate, materiale plastice, materiale lemnoase, hârtie. Am scos și o barcă de acolo. Nu sunt victime, lucrăm pentru lichidarea incendiului. Cine știe să nu fie combustibil ceva pe acolo, carburantul, nu se știe. Pompierii încearcă să stabilească cauzele incendiului. Se pare că hala aparține unui afacerist chinez.